Ministrul Justiției Alina Gorghiu a anunțat că procedura în cazul fugarului Ional Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni pentru săvârșirea două infracțiuni de trafic de influență, se apropie de final. Aceasta a transmis că politicianul, prin echipa de avocați, a invocat că are depresie și că există un risc ridicat de sinucid dacă este încarcerat în România. Astfel, Ministerul a transmis în Italia informații suplimentare la zi despre condițiile din sistemul penitenciar, inclusiv despre secția pentru bolnavi neuropsihici de la penitenciarul Botoșani, care a fost de curând renovată. De asemenea, ministrul a precizat că se va face tot posibilul ca Ionel Arsene să-și spășească pedapsa primită.